Și sunt la fel de violenți, indiferent din ce țară sunt sau cu ce echipă țin. 8 suporteri bulgari a echipei CSKA Sofia au fost reținuți aseară, începuseră să dea cu pumnii și cu picioarele într-o mașină a jandarmeriei. Incidentul s-a petrecut cu puțin timp înainte de începerea meciului dintre Steaua București și CSKA Sofia. Unul dintre suporterii bulgari a lovit o tânără care se plimba cu prietenul pe stradă. Tânărul a fost imobilizat de jandarmi și urcat într-o dubă. Imediat, alți câțiva suporteri au început să lovească după jandarmeriei în încercare de a salva conaționalul. De această dată, jandarmii au intervenit în forță și au dispersat întreg grupul de suporteri. 8 dintre ei au fost reținuți și duși la secție pentru audieri. Pentru 5 dintre ei s-a început urmărirea penală și li se va deschide și dosar penal la noi în țară pentru ultraj, urmând să fie chemați în instanța. Jandarmii au stat în alertă până după terminarea meciului. Ca să nu mai apară niciun astfel de conflict, forțele de ordine au dat drumul pe rând suporterilor. Întâi cei steliști și peste 40 de minute cei bulgari. S-au îndreptat spre autocarele care i-au dus înapoi acasă. Nici acum nu au renunțat la sticlele de vodcă însă.